Să trăiți. Cum situație de ieri? Timp de 24 de ore nu am avut nicio intervenție, nu a fost nimic. Tehnica e în ordine, suntem gata de a preda. Sănătoși vă aici? Da. După schimb? Schimbul de gardă. Gardul la schimb. Sunteți gata de serviciu? Suntem gata, tot normal. Sănătoși vă aici? Sănătoși vă aici. Situația pe acasă, tot normală? Tot în ordine, tot normal. Bine. 3 minute dacă te mai trebuie. Un soare tot este normal. Apa de viață este. Este. Trebuie să porniți. Mașina. Ordine. Stiena e plină cu apă, tore, și cotunul este la tătilor locului. Și cotul e în regul, tătilor locului, pravul, nu dau drum la apă, nu e nimic. Este ca invitabil de locul, e la loc, pompa e în regul, tot este tătul aranjat la locul lui. În partea asta tot e, tot e în regul, tot hidrantul. Pompieri Drăgănești. Da, bine, am înțeles. Sakharovka, da? Bine. Copii, sunt cineva în casă, să afli careva. Nu nimeni, da? Bine, cam vin și locii. Lângă grădiniță, da? Bun, bun, am înțeles. Tole! Funcționează acest post? Deci postul, postul nostru Drăgănești funcționează de la 8 august 2013. Până în ziua de azi avem așa, pe 2013 avem de acu intervenții 8 pe anul 2013, pe anul ăsta avem de acu 16 intervenții, de servirea la 9 sate, 4 primării, 9 sate. Începând de la Rădoaia, mântuind cu Gura Uituz. Eu nu știu să le număr toate satele sau nu. Bineînțeles. Gura Uituz, Alexeiuca, Cotejeni, Drăgănești, Sakharovka, Chirileni, Valea Norocului, Izvoară și Rădoaia. Crezi că ați primit un apel acolo? Am primit apel telefonic, incendiul la Sakharovka. Și în timpul ăsta, după și primim apelul, ne interesăm, concretizăm locul, unde s-a comis tot asta. După asta apelăm și primul șeful nostru de post, mai chemăm vă doi băieți, colaboratori de noștri și ne deplasăm la și cel mai mult e de dorit că să iei seama la Sobis, cât de cât măcar să le repare înainte de a intra în sezonul și de răși. Spuneți-mi, vă rog, că aici este un post de salvator și pompier. Și părere aveți? Trebuie el să existe în satul ăsta, să intervină și... Dar cum să nu există? Dacă nu care se întâmplă ceva, ap și fășemnă. Așa cu dânsul, cu ajutorul lor, merge. Trebuie să fie așa un post de pompier. Așa un punct și tare interesant. Înainte nu era. Cum vă descurcați înainte? E, cum ne descurcam? E ca cu căldările, cu la fântână, dobdem și să prăpădetăți. Dar de când sunt pompier? Dar de când s-au făcut, poate că nu s-au aud. S-au făcut câteva cazuri, dar... Prin preajma postului de salvatori și pompieri, ce părere aveți? Trebuie ei să existe? Aveți nevoie de trebuie, ei? Trebuie, dar până mai decât trebuie. Când se întâmplă ceva, e repede să duc, fac treabă. Dar înainte nu era, am înțeles. Înainte nu era, da. Și cum vă descurcați voi oamenii fără pompieri înainte? Că se mai auzeau cazuri? Se mai auzeau, dar până mai sunau la sângerie, până mai vineau aici. De focul. Data de 12 și... Asta, octombrie, s-a
un accident, asta un incendiu. Incendiu s-a produs. Deci nu a sunat la la pompieri și au venit urgent, au venit pompierii noștri. Și când a văzut domnul Vistenceanu că asta nu poate stânge, că vântul era puternic, să venim spre casă. O sunat și la Sângerei și a venit și mașina adăugătoare de la Sângerei. Și o stâns, o mașină pe o parte, pe la vecinul, pe o grază, o mașină de la poartă, tot e de părțișor de la poartă, până după acasă. Să nu fost două mașini, n-aveau să stângă, aveau să prindă și sărai și casă. Avem un efectiv, ni se pare că bun, avem un șef de post care face față lucrurilor, în orice caz ne sprijinim. Avem patru comune, avem 8 sate care le deservim în jurul. Până când vine mașina de la Sângerei, trebuie să treacă jumătate de oră. Dar noi aici, în teritoriu, cel mult asta, până la 7-10 minute. Depinde și unde, dacă e la Valea Norocului, până ne-am zis 14 km de mai mult. Dar aici, la noi, în teritoriu, 5-7 minute, cel mult. Și cred că e binevenit postul de Răgănești, că se poate salva multe vieți omenești și multe bunuri a populației care poate. În comună noi avem 3.064 de oameni, comună de Răgănești. În comună Cotijeni, 1.750, în comună Izvoare, 800 și primăria Rădoaia, 6.000 de populație. Posturile de salvatori și pompieri în sectorul rural sunt foarte importante pentru însăși serviciul de salvatori și pompieri a Republicii Moldova. Vă dați seama că în fiecare distanță între localitățile raionului și unitățile a serviciului protecției civile și situațiile excepționale sunt foarte mari, adică sunt la 20 și mai mulți kilometri, până la 45-50 de kilometri. Corespunzător, timpul de reacție la intervenție este foarte mare, timpul de păsări pe drumurile, pe căile de acces pentru aceste localități. Deschizând așa posturi în sectoarele rurale, noi micșorăm cu mult timpul de reacție la incendiu, corespunzător nu permitem propagarea incendiului asupra bunurilor materiale și cel mai important asupra vieților omenești, adică noi putem interveni în 3-5 minute, adică foarte rapid, pentru a salva în primul rând viețile omenești, care sunt foarte importante pentru noi. Ce este mai important decât o viață omenească? Am avut un incendiu. Copiii au dat foc la stogul cu traucă, tot aici au fost. A 20 paște asta a fost, s-a întâmplat. Și avem noroc că avem în sat astea, pojarnici și pilocăs, repijoră au acționat, timp de 5 minute au fost, s-a stâns operativul, lucrat. Bravo, băieță, îți mulțumesc pentru aia asta, domnul primar, pentru că ați organizat aici la noi în sat și avem... Bravo, eu în orice caz am fost mulțumit că să veni mai de departe, mai rău aveți și ei, că aveți să explodeze și mașina noastră și tractorul vecinului, că aici s-a luat. Mai bine să nu se producă nicio situație, dar dacă se produce, se întâmplă. Noi avem salvatori care... Dar înainte? Cum era înainte? Înainte era primitiv cum era. Veni să aduce, să aduna lumea și face salvează. Dar noi avem slujbă care poate să salveze, avem încredere în ei și lasă să lucreze. Sunteți de aici să... lucrătorii noștri, da? Să vă dăi Domnul sănătate și tari și salvați lumea și mai departe.